Dragi mei, reocupați-vă locurile. În timpul care ne-a mai rămas, am intenția să devenim în prezentarea subiectului puțin mai biblici, să venim din societate unde am încercat să spun că Există interese majore pentru a ne modela gândirea și pentru a ne lua fără să ne dăm seamna dreptul de a hotărâ ce facem cu viața noastră. Apoi, atunci când ne căsătorim, avem în mintea noastră anumite planuri care pur și simplu au fost copiate au fost imitate, ne imităm părinții, ne imităm o familie pe care o cunoaștem noi, imităm pe cineva de la televizor, imităm pe cineva din biserică. Noi avem nevoie de modele, și uneori modelele acestea nu sănătoase, dar noi nu avem suficientă capacitate de discernământ la vremea aia, ca să evaluăm în mod obiectiv realitatea. Când ajungem spre bătrânețe, este prea târziu. Nu mai avem nici timp și nici resurse. Aș vrea cu timpul care ne-a mai rămas în seara aceasta, să introduc un, o idee asupra căreia vom reflecta într-o anumită măsură. Și anume, viața ne pune în fața responsabilităților. De mici, părinții încearcă să ne delege responsabilități, spunându-ne, asta este treaba ta. Pantofii pui la ușă, hainele le duci la te speli pe dinți, spui să rumâna, te rog frumos, mulțumesc, saluți. Și încet, încet copilul înțelege că are obligația de a face anumite lucruri chiar dacă lui nu-i place. Și aceste responsabilități devin din ce în ce mai conștiente sau noi devenim din ce în ce mai conștienți de aceste responsabilități. Uitați-vă astăzi la noi, la vârsta noastră, câte responsabilități avem. Uneori nu avem timp să mâncăm, am inventat drive-thru, să treci pe la fereastră, îți dă un pachetel și până la lucru îl mănânci, așa va ideea de treabă. De ce facem asta? Pentru că avem foarte multe responsabilități. Nu ne mai ajunge timpul, ne culcăm foarte târziu, ne trezim foarte devreme. În momentul în care ne căsătorim, cea mai mare problemă este. Neasumarea responsabilităților. Pentru că eu mă căsătoresc cu o persoană de gen opus, care e o altă ființă. Să știți că femeile sunt niște ființe care vin dintr-o altă lume decât bărbații. Să lămurim treaba asta. O femeie este extrem de diferită de un bărbat. Eu n-am știut asta. Și probabil că și alții ca mine n-au știut asta. Dar de 38 de ani de când sunt cu Carmen, este suficient ca să-mi dau seama că noi amândoi suntem atât de diferiți încât trebuie neapărat să facem multe acorduri, încât eu să nu domin pe ea, ea să nu mă domine pe mine, ci să fim prieteni așa cum am fost înainte să ne căsătorim. Noi, înainte să ne căsătorim, am fost prieteni, mă gândesc și dumneavoastră. E, unii după căsătorie nu mai sunt prieteni, rămân doar căsătoriți. Căsătoria fără prietenie este una dintre cele mai mari poveri pe care un om muritor o poate experimenta. Trebuie să acceptăm că sătoria este o experiență grea, însă este frumoasă și faptul că este frumoasă face ca să greutatea să nu fie, să nu fie uh, greu de purtat. Atunci când ne căsătorim, soția... Are o anumită mentalitate despre familie și soțul are o anumită mentalitate. Să știți că într-o familie sunt două păreri despre familie. E părerea lui și părerea ei. Părerea lui e, părerea, e versiunea masculină a căsătoriei. Părerea ei e versiunea feminină. În orice cuplu sunt două păreri despre căsătorie. Și în funcție de ce fel de oameni sunt ei mai eleganți, mai manierați, mai buni la suflet, mai credincioși sau, din potrivă, mai duri, mai oportuniști, mai indiferenți, poate chiar mai exploatatori, fiecare, în primii doi ani de zile, există o luptă. Cine este șeful? Și după trei luni, șase luni, un an de zile, maxim doi ani, se știe în mod tăcut cine este șeful. Nu întotdeauna este cine trebuie, dar este cine este. Atunci când soțul intră în familie, el are așteptările lui. Ele sunt luate din modelul tatălui lui, sunt luate din ce știe el, ce a auzit el, ce a văzut el, ce își dorește el. Din potrivă, soția are și ea așteptările ei. Nu întotdeauna felul în care eu văd viața de familie se potrivește cu ce se așteaptă Carmen. Dacă eu nu sunt cum vrea ea, ea poate să înghită, să suporte, să accepte, să înțeleagă un lucru diferit de așteptările ei, poate două, în funcție de capacitatea ei, toleranța ei la ce nu-i place. Să știți că oamenii sunt diferiți la intensitatea toleranței la ce nu-ți place, cum sunt diferiți la toate lucrurile. Sunt alți oameni care au răbdare și sunt oameni care nu au răbdare. Ei bine, Soția poate să treacă peste un lucru sau peste două, dar după aceea, în sufletul ei, se simte nefericit. Și de obicei vine și spune. Unele spune vorbind, altele spun certându-se. Depinde de caracterul pe care îl are. Dar lucrul acesta nu este doar îndreptat de la soție spre soț. Că eu nu vorbesc niciodată despre unul sau despre altul neapărat în mod specific. Eu vorbesc despre ei. Că orice spun despre altul este valabil și despre celălalt. Totul pleacă de la asumarea responsabilităților. Cum arată soțul din mintea soției mele? Soțul ideal din mintea soției mele? Cum arată soțul ideal? Ce ar trebui să facă soțul ideal din mintea soției mele? Eu cred că asta este primul lucru pe care un bărbat trebuie să-l știe. Dacă îl știe, rămâne doar să vrea să fie un astfel de om. Sau să poată. Atunci când responsabilitățile nu sunt împlinite, apar conflictele. Și când am ajuns la conflicte, am ajuns la un lucru foarte bine cunoscut. Am fost în vacanță de multe ori pe aici. Conflictele sunt o, o experiență urâtă din viața noastră. Când conflictele sunt la serviciu, unde nu există legături emoționale puternice, e una. Dar când conflictele sunt acasă, unde există cea mai, cele mai profunde legături sufletești. Este cu totul alta. Ați observat că nu te ia somn. Dacă te culci certat, mânios sau un conflict în familie, nu mai poți să dormi. Și dacă dormi dimineața când te trezești, ești mai obosit decât atunci când te-ai culcat. Te înțeapă inima prin spate, nu mai știu pe unde. De ce? Pentru că ești implicat într-o chestie nenaturală. Lucrul ăsta se întâmplă la unii mai mult, la alții mai puțin, la alții foarte puțin. Depinde de calitatea celor doi. Niciun om nu se poate certa singur. Întotdeauna ai nevoie pentru o ceartă de doi oameni. Iar dacă ambii știu să se certe bine, familia aceea o să fie o familie cu foarte multă suferință, cu foarte multe conflicte. Haideți să revenim la responsabilități. Care credeți dumneavoastră că sunt responsabilitățile de bază ale unui bărbat și ale unei femei căsătoriți? Dacă vorbim din punct de vedere spiritual, care credeți că este prima responsabilitate pentru un bărbat? E foarte ușor de răspuns. Singura problemă știu e faptul că nu aveți microfon. Dar Biblia de câteva ori spune, repetat despre bărbat, că bărbatul trebuie. Și asta nu spune niciodată nevestei, că nu-i treaba ei, ea e altă ființă. Mai iertați-mă că fac o comparație destul de ciudată. Dacă o mașină e pe benzină și bași motorină în ea, mie mi s-a întâmplat de, vreo, de câteva ori în viață, sau invers, nu mai merge. De ce? Păi mașina aia n-a fost proiectată pentru așa ceva, nu că e motorina rea, dar e rea pentru genul ăsta de mașină. La fel se întâmplă și cu noi. O femeie vede căsătoria prin, prin specificul ei emoțional, prin tandrețea ei, în timp ce un bărbat o vede prin logica lui. Când un bărbat gândește, gândește, când o femeie gândește, simte. Responsabilitățile unui bărbat sunt specifice, dar sunt și responsabilități comune. Cea mai mare responsabilitate pentru un bărbat este să-și iubească nevasta. Și nu știu pe nimeni care să știe ce înseamnă să-ți iubești nevasta. Biblia oferă foarte multe sugestii, foarte multe sfaturi despre asta. Dar în mod repetat, cuvântul lui Dumnezeu spune bărbaților, iubiți-vă nevasta. Știți care este cea mai, mic, cea mai mare frică a unei femei? Că nu merită să fie iubită. Puteți să înțelegeți treaba asta? Cea mai mare frică a unei femei este că nu merită să fie iubită. Și când soțul nu iubește, de fapt, validează faptul că ea nu este iubită și că nu o să aibă niciodată nicio calitate și nicio bucurie pentru viață. Iubirea lui împlinește nevoia ei. A fi iubită este a-i împlini nevoia. De fapt, marea problemă nu e că bărbatul nu-și iubește nevasta, este că nu manifestă iubirea față de nevastă. Că dacă el are un sentiment în inima lui, aia nu ajută pe ea cu nimic, că el nu-i din sticlă să se vadă în el. Dacă el nu manifestă iubirea, ea n-are de unde să știe că o iubește. Iubirea soției este cea mai mare responsabilitate pe care un bărbat o are. Aproape că dacă îți iubești nevasta, nu trebuie să mai faci nimic altceva. Cea mai mare responsabilitate a, un, a, a unei neveste, a unei soții, este să se supună soțului ei sau să fie respectoasă cu soțul ei, să-și respecte bărbatul, nu să fie respectoasă, de fapt. Ea trebuie să-și respecte bărbatul. Ce înseamnă să-și respecte bărbatul e la fel de greu de spus ca atunci când întrebăm ce înseamnă să-ți iubești nevasta. Să-ți iubești nevasta înseamnă așa de multe lucruri. Foarte multe lucruri. La fel înseamnă să-ți respecti bărbatul. Când o femeie își respectă bărbatul, de fapt îi împlinește o nevoie. Știți care este cea mai mare nevoie a unui bărbat? Cea mai mare frică a unui bărbat? Cea mai mare frică a unui bărbat este că nu iubește bine. Și suspiciunea femeii, criticile ei îi dovedesc că nu e competent. Mai țineți minte care e scopul unui bărbat în viață? Performanța. Tocmai de aceea, când o femeie nu validează performanța lui, el nu are performanță. Performanța lui trebuie validată de ea. O soție poate să-i taie aripile bărbatului ei și nimeni altcineva. Pentru că numai ea poate să valideze ce face el. Dacă validează mama, nu mai funcționează validarea aceasta. Ea trebuie să valideze. Dar ea critică. Dar de ce critică? Pentru că e nemulțumită de anumite lucruri. Și are dreptate când spune că el nu face lucrul ăsta bun. Dar nu are dreptate când nu spune și pe celălalt lucru. Ea se concentrează doar pe lucrurile negative. Și ea are dreptate că lucrurile negative există, dar nu are dreptate când spune că doar lucrurile negative există. Și după obiceiul femeiesc de când e lumea lume, apare tendința generalizării. Tu niciodată, bă băiatule, niciodată, las-o baltă, chiar niciodată, hai fi în serioși. Tu întotdeauna, întotdeauna, cum poți să spui asta? Nu există nicio excepție? responsabilitățile pe care le avem, dacă nu sunt împlinite după mintea și așteptările celuilalt, ele conduc la conflict. Primul semn de declin într-o familie, într-o relație, este pierderea politeții. Este pierderea politeții. În prietenie există politețe. Foarte multă politețe. Și politețea Satisface pentru că îți conferă respect și confort sufletesc. Când politețea dispare, apar cuvinte grele. De aceea, politețea este esențială într-o familie. Adevărul este că cea mai puțină politețe pe care o manifestă un om în viață este la el acasă. Dumneavoastră, mărturisiți, am fost eu vreodată nepoliticos cu dumneavoastră? S-ar putea, sigur că s-ar putea, dar de obicei nu. Pentru că vă văd odată în viață. Sau de două ori, sau de cinci ori. Ați observat cum vorbesc cu dumneavoastră? Cu dumneavoastră. Dacă sunteți la ușă, să știți că o să vă lasă ieșiți înaintea mea, o să vă deschid ușa. Pentru că e principiul meu. Sunt politicos, dar acasă cum sunt? Acasă sunt cu o persoană pe care o cunosc foarte bine, atât de bine încât totul e banal. Banalitatea e o mare pacoste pentru o familie, pentru că apare rutina. Nu mai faci, nu te mai surprinde nimic, nimic nu mai e nou. Puteți să suferi să vorbim despre următoarea tendință care există la oamenii ce nu vin la biserică sau oamenii care nu au principii de castitate și de fidelitate în în viața lor și în familia lor. De ce există relații extraconjugale? V-ați gândit vreodată la treaba asta? Îmi veți spune, a, păi oamenii sunt păcătoși. Aveți dreptate, dar v-ați gândit vreodată la treaba asta? Încercați să, încercați să mă urmăriți. Orice experiență care se repetă în viața unui om tinde să devină un obicei fără... Vezi odată Niagara și mor de bucurie. O mai vezi dată, dar nu mai e ce a fost prima oară. Și dacă o mai vezi odată, aproape că aștept să-ți și te miri de ce te-ai dus acolo. Dar să vezi în fiecare zi Niagara, devine o, un serviciu. Trebuie să te plătească cineva să suferi treaba asta. Ei, te duci în familie și noi am inventat luna de miere. De ce dintr-o viață de căsătorie o lună de miere? Și restul de ce? De ce doar emoția aia de la început? De ce doar primele experiențe sunt ce sunt? De ce doar explorarea aceea când nu știi ce e, cum e, și după aceea apare rutina, banalul, plictiseala? Ei, oamenii care nu au principii de fidelitate, ei se plictisesc, în maxim 2 ani s au plictisit. Și atunci au nevoie de, ce, de o relație proaspătă. Și paralel cu căsătoria, inițiază o aventură. E când au inițiat o aventură, știți ce au inițiat? Au inițiat o lună de miere. Că e o altă, e un nou început. Și după ce asta se consumă, trece o perioadă de timp, abandonează relația aia că a devenit și ea banală și se mută într-o altă relație. Și din nou este o lună de miere. Și toată viața cât îl țin puterile, el încearcă să-și menajeze viața lui emoțională, sexuală, în, în felul acesta. Și acum, în concluzie, la gândul ăsta, marea, marea concluzie este aceasta. Vei sta într-o familie unde există stabilitate, deși trebuie să gestionezi rutina care apare sau vei profita de oportunități și vei crea nouă începuturi care îți aduc fruturi în stomac, ca la 16 ani când te-ai îndrăgostit de fata cu care te-ai căsătorit. Când este vorba despre o persoană care vine la biserică, care e care născut din nou, care își practică credința, care citește Biblia, care trăiește cu Dumnezeu, nu se pune problema infidelității, dar problema căsătoriei cu repetițiile ei se pune, că este experiența de fiecare zi. Ei, din acest motiv, se pierde politețea. Se ridică tonul. Dacă eu vă supăr, dumneavoastră nu o să ridicați tonul la mine. Sau eu la dumneavoastră. De ce? Pentru că e prima oară. Și pentru că nu ne cunoaștem. Dar în familie nu este așa că se ridică tonul foarte ușor, aproape că nici nu-ți dai seama că ridici tonul. Relația se banalizează. Devine atât de obișnuit, aproape obositor de neobișnuit, de obișnuit. Și dispare frumusețea, dispare măreția, dispare scânteia aia de divin, de frumos, de excelent. Și rămâne copiii, trebuie crescuți, trebuie aduși banii acasă, trebuie spălat pe jos, trebuie aspirat, trebuie spălate vasele, rămâne corvoada asta. Întrebarea este cum trecem peste această obișnuință care ne ia bucuria și care aproape că devine un serviciu un geap. Asta este o a doua problemă pe cu care trebuie tot timpul să lucrăm. Responsabilitățile sunt prima. Scopul meu este să vorbesc puțin despre riscuri și responsabilități. O familie are responsabilități și o familie se expune la riscuri. Viața poate fi expuse la riscuri. Ca indivizi, noi ne asumăm anumite riscuri când ieșim pe stradă, când conducem o mașină, când ne practicăm meseria acolo de unde ne câștigăm pâinea. Dar, în general, familia este expusă la riscuri. Cel mai mare risc al unei familii este infidelitatea. Peste un astfel de, peste un astfel de comportament se trece cel mai greu dintre orice alt comportament care poate să aibă loc într-o familie. Acesta este cel mai mare risc. Și apoi sunt toate celelalte potențiale riscuri care pot exista în istoria maritală a unui cuplu de când se căsătorește până când moartea îi desparte. Frații mei dragi, am citit din Petru ca să pun în evidență faptul că una este să fii un om căsătorit și una este să fii un soț de calitate. Una este să te căsătorești și să nu prea te intereseze ce înseamnă asta dincolo de relația intimă și dincolo de faptul că copiii vin și trebuie să-i crești, dincolo de faptul că muncești și trebuie să faci față nevoilor care, pe care le are orice familie și cu totul alta este să-ți dezvolți caracterul, să ai în minte un plan, un vis de a deveni un soț de calitate și o soție de calitate. Nu sub criticismul soției, și nu sub nemulțumirea soțului, ci pur și simplu să ai tu un vis. Să nu te simți constrâns și împins și ce faci, să faci de silă. Și să pornească din demnitatea ta de a-ți atinge potențialul. Când faci un lucru, te simți bine dacă iese bine. Ai semnificație, simți valoare. Nu trebuie neapărat să te împingă cineva să faci un lucru bine. Responsabilitățile noastre sunt multe, însă să-ți iubești soția este prima. Să-ți respecti bărbatul sau să fii supusul soțului este prima. Acestea două sunt așa de mari încât, dincolo de ele, aproape că nu mai are importanță dacă mai sunt și altele. În pasajul pe care l-am citit din Petru, Sunt cele șase versete pentru soție și ultimul șapte pentru bărbat. Haideți să începem cu bărbatul. Uitați-vă la versetul numărul șapte, îl puteți pune pe screen. Încercați să identificați verbele care sunt aici, verbe care se transformă în responsabilități. Câte sunt? Care este primul pe care îl întâlnim? Bărbaților și acum haideți să le numărăm. 1. Purtați-vă cu înțelepciune. Acesta este primul. Purtați-vă cu înțelepciune, evident, cu nevasta. Doi, dați-i dați cinste. Deci, purtați-vă cu înțelepciune, e numărul unu. Dați-i cinste, este numărul doi. Și mai este ceva, dar nu mai este între bărbați și femeie. Este între bărbați și Dumnezeu. Ce este? Ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile. Aceasta este o amenințare. Sau o avertizare. Dumnezeu, în această ultimă parte a versetului 7, spune următorul lucru. Dacă tu, ca bărbat, nu, te porți cu nu alegi să te porți cu înțelepciune cu soția ta și nu alegi să-ți cinstești nevasta, eu nu-ți mai ascult rugăciunile. Nu există avertizarea asta pentru femei, ci doar pentru bărbați. Pentru că bărbatul e capul familiei, capul femeii. De câte ori pune pastorul pe cineva să se mulțumească sau să se roage la începutul slujbei și el e un bărbat din ăsta pe care Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunile? Există posibilitatea asta? Da, există. Că n-are de unde să știe pastorul ce s-a întâmplat în viața lui. Vedeți cum îl tratează Dumnezeu pe bărbat? Îl tratează diferit de femeie. Pentru că Dumnezeu i-a dat bărbatului ceva ce îl face capabil să producă iar dacă nu produce lucrurile acestea, Dumnezeu îl pedepsește. Nu există pedeapsă mai mare decât Dumnezeu să nu asculte rugăciunile unui bărbat. Ce înseamnă să te porți cu înțelepciune cu nevasta? Sigur că înseamnă foarte multe lucruri. Dumneavoastră ce părere aveți? Ce propunere aveți? Ce ați răspunde? Poate că ar fi bine să le lăsăm pe surori să răspundă ce înseamnă să ne purtăm cu înțelepciune cu ele. Ce înseamnă să-ți cinstești nevasta? Acolo explică și de ce trebuie cinstită. Datorită vulnerabilității. Este femeia vulnerabilă? Da. Este. Asta nu înseamnă că bărbații nu sunt. Dar intensitatea vulnerabilității e diferită între bărbați și femeie. În primele șase versete Scriptura vorbește despre femeie. Și spune de asemenea câteva lucruri. Ele sunt foarte diferite decât lucrurile spuse de bărbat. Însă, din pasajul acesta, înțelegem câteva lucruri. În primul rând, înțelegem faptul că bărbatul este autonom și femeia este dependentă. Înțelegeți ce am spus? Sau, haideți să fac lucrurile puțin mai simple. Bărbatul este independent și femeia este dependentă. Această dependență este supunerea de care vorbește Dumnezeu. Această supunere, sau mai bine zis manif manifestarea acestui respect, vine din dependența ei. Haideți să citim ceva din Biblie, pentru că simpla mea afirmație creează, creează întrebări. Dacă citim din Biblie, vom avea un răspuns. Haideți să citim împreună. După ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a apărut în peisaj. Primul lucru pe care îl face este să îl blesteme pe șarpe, adică pe diavolul. Apoi este să îl pedepsească pe bărbat. Și trei este să o pedepsească pe femeie. Pe oameni nu i-a blestemat, i-a pedepsit. Vreau să vă întreb, care este pedepsa lui Dumnezeu pentru bărbații? Haideți să o citim. Cu trudă să-ți scoți hrană din pământ în toate zilele vieții tale și să ai dificultăți prin faptul că spini pălămidă sub transpirația feței tale până când vei muri. Toate acestea vor face parte din peisaj. Foarte multă muncă, foarte multe obstacole, foarte multe piedici care trebuie depășite. Asta este pedeapsa pentru bărbat. Haideți să ne uităm care este pedeapsa pentru femeie. Versetul 16. Însărcinarea și nașterea copiilor va fi în contextul suferinței, adică vor fi riscuri, durere, probleme, asta va fi întotdeauna. Dar... Ceea ce eu vreau să spun este a doua parte a versetului. Încercați să citiți împreună cu mine. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Supunerea femeii este pedeapsa lui Dumnezeu pentru ea. Asta este pedeapsa. Dumnezeu a rostit pedeapsa pentru că a mâncat din fructul oprit. Și aceasta este pedeapsa. Dorințele tale vor depinde de bărbatul tău, vor ține, au legătură cu bărbatul tău, iar el va avea autoritate peste tine. Dumneavoastră știți că există foarte mulți predicatori. Peisajul creștin are aproximativ 40.000 de variante denominaționale, adică 40.000 de denominații creștine. Asta înseamnă că fiecare are anumite diferențe în raport cu celelalte. Nu-i de mirare că există diferențe în predicare, în interpretare, în învățătură? Cum altfel ați putea să înțelegeți acest verset? Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. În limba română, ce am mai putea înțelege din această afirmație? Haideți să ne gândim la posibile alte înțelegeri, dacă ne permite textul. Când Dumnezeu îi spune soției să depindă de bărbatul ei, iar el să stăpânească peste ea, îi spune în Noul Testament, fii supusă bărbatului tău. Este exact aceeași idee din Geneza. Aceasta este o formă de pedeapsă. După cum munca la care este expus un bărbat. Aduceți-vă aminte că în cultura noastră noi spunem, dar este treaba lui să întrețină familia. Dar de ce treaba lui să întreține familia? Vedeți cum fără să vrem, există învățătura biblică în plan cultural. Spuneam și repet încă o dată, faptul că pierderea politeței este primul semn că relația se banalizează. Sunt foarte multe cupluri care și-au pierdut prietenia și au rămas doar căsătoriți. Însă pierderea prieteniei este pierderea mirării, pierderea entuziasmului, pierderea pasiunii, pierderea acelei frumuseți care, care îți mângâie sufletul și rămâne doar obligația de a-ți crește copiii, de a-ți plăti datoriile la bancă, lucru care este administrativ. Ce calitate are o familie care își pierde prietenia? Ei urmează să trăiască împreună încă 20, încă 30 de ani, dar nu mai sunt prieteni. Fiecare își face prieteni și acum nu vorbesc despre fată, băiat, nu, de, nu mă duc în ideea de infidelitate, nici vorbă, dar fiecare încearcă să-și facă prieteni în afara familiei pentru ca să-și satisfacă nevoia asta de emoție. De intimitate, dar nu intimitate sexuală, nu la asta mă refer. De ce? Pentru că în familie există o detașare emoțională. Soțul s-a detașat emoțional de soție și ea de asemenea. Uneori chiar dorm în dormitoare separate. El doarme într-un dormitor sub pretextul că sforoie, ea doarme în alt dormitor și pur și simplu s a obișnuit așa. Au accounturi, au conturi diferite la bancă, fiecare își gestionează banii lui. Au, uh, individ, au uh, individualitatea de a, sau independența de a lua decizii separate pe, propriu, pe propria viață. Uh, soția încearcă să exploateze relația intimă față de soț, făcând-o o chestiune cu care îl manipulează și cu care îl exploatează. Acestea sunt posibile lucruri în anumite familii. De ce? Pentru că nu mai există un atașament emoțional. Pentru că nu mai există prietenie. Există doar corvoada de a ține o casă împreună, de a crește copiii pe care i-am făcut amândoi. Această prietenie este necesară pentru că altfel căsătoria nu mai oferă, doar cere, nu mai mângâie, nu mai ridică, nu mai împlinește, nu mai oferă semnificație. Dar nu-i ușor să rămâi emoțional, sentimental, atașat de soț după 10, după 20, după 30 de ani. Dar dacă apar și suspiciuni, pierderea încrederii, anumite manifestări de infidelitate, de flirturi, ei, dintr-o dată s-a terminat. Pe lângă pierderea politeții, lucrul cel mai grav care se poate întâmpla este pierderea încrederii. Dumneavoastră știți că o, o relație există doar în baza unei încrederi. Fără încredere nu există prietenie. Ai încredere într-un prieten și pur și simplu poate să vină la tine în casă, poate să-ți folosească mașina, poate să îi împrumuți niște bani și o faci cu toată siguranța. Dar de ce ești sigur? Am încredere. Ce înseamnă să ai încredere? Această încredere poate să dispară într-o secundă. Fiecare pastor a primit o grămadă de mărturisiri. Sau mărturisiri, poate nu în, în mod personal, ci prin, prin e-mail sau în altă formă. Care începe cu am avut o familie fericită, avem 2, 3, 5 copii, am fost foarte fericiți. Și, și apoi începe să spună cum s-a terminat familia lor, deși ei sunt împreună. Cum s-a pierdut încrederea? Să știți că atunci când încrederea se pierde, ea nu mai poate veni înapoi. Cu aceleași persoane nu mai poate veni înapoi. În locul încrederii apare gelozia. Iar gelozia este mai rea decât moartea. Gelozia este mai rea decât moartea. O femeie geloasă devine imposibilă. Pur și simplu te toacă. Până nu mai suporți. Dar și asta este o formă de pedeapsă pentru ce s-a întâmplat. Când o soție este geloasă, vrea să știe fiecare secundă unde ai fost. Este suspicioasă până la ridicol. De ce? Pentru că nu mai are încredere. Angajamentul ei nu mai există. Se simte trădată, folosită, exploatată, mințită, și atunci trebuie să știe unde este el. Îl înnebunește cu telefoanele, îl înnebunește cu text message. Unde ai fost? Păi m-am întâlnit cu cutare, dar de obicei este aici 15 minute. De ce ai stat 16 de data asta? Vrea să se uite în telefon, vrea să se uite în e vrea să se uite în text message. De ce? Pentru că este geloasă. Dar de ce e geloasă? Și a pierdut încrederea. Dar de ce și-a pierdut încrederea? Pentru că el a făcut următorul lucru. Ascultați-mă, prea când o familie ajunge aici, înapoi nu se mai poate întoarce. Ei pot continua să rămână până la sfârșitul vieții împreună, dar va fi foarte greu. Pentru că ea niciodată nu va mai avea încredere. Iar dacă este cazul lui, bărbații reacționează diferit, foarte diferit. Bărbații sunt niște ființe foarte orgolioase, foarte orgolioase. Atunci când vorbim despre familie, vorbim despre un lucru foarte fragil. Vorbim despre o relație care trebuie menajată cu multă grijă. Doi componenți pot distruge o familie. El sau ea. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând faptul că un al treilea lucru care este destul de dăunător într-o familie este reacția. Noi să știți că există acțiune și reacțiune. Acțiune este atunci când tu alegi să faci un lucru. De ce? Așa crezi tu. Acționezi. Alegi să faci un lucru. Reacție este tu nu alegi să faci, dar cineva îți dă o palmă. Și dintr-o dată tu reacționezi. uite și tu una. Și te întreb de ce ai dat domnule o palmă. Păi și el a dat primul. Ok. Și dacă dai al doilea, e mai puțin vinovat? A -a. El a primul. Și tu ce ai făcut? Eu am reacționat. Când oamenii reacționează, nu se simt vinovați pentru reacțiile lor. Eu întreb, prima palmă e mai vinovată decât a doua? Adică palma mea, că a fost prima, e mai vinovată decât palma dumitale că a fost a doua când mi-ai dat-o înapoi? Nu, e o palmă și una și alta. Atât a putut și unul și altul. Dar de deci ce avem tendința să ne scuzăm că el a da primul? Pentru că, din punctul nostru de vedere, reacția nu e la fel de vinovată ca acțiunea. O a doua mare problemă este reacția. Și închei cu gândul acesta, încercând imaginar să desenezi ceva. Pe o tablă care nu există, cu un marker care nu există. Dar noastră trebuie să vă imaginați. Bărbații vor reuși mai mult decât surorile, evident, pentru că e vorba de imaginație la mijloc. Exact ce spuneam mai devreme cu partea asta a creierului, știi unde e nordul. Numai bărbații știu unde e nordul, să nu vă supărați pe mine. Haideți să încercăm un desen. Uite, încerc aici. Imaginați-vă că aici, aici există un cerc. Acesta este un arc de cerc, e o jumătate și aceasta e o altă jumătate. Să presupunem că jumătatea asta este iubirea bărbatului. Iar această a doua jumătate este respectul soției. Să presupunem că el nu mai iubește. Asta se numește acțiune. Cum va reacționa ea? Nu o să-l mai respecte. Când el o va vedea că nu-l mai respectă, el și mai mult nu, mai va, iubi, nu, va, nu va mai iubi. Ea va reacționa și îl va respecta și mai puțin. El va reacționa și o va iubi și mai puțin. Ea va reacționa și îl va, iubi și îl va respecta și mai puțin. El va reacționa și o va, re... o va, iubi și mai puțin. Ați înțeles ideea. Ei vin la fratele păstor și spun, frate păstor, avem nevoie de o consiliere. Cine cere consilierea primul? În, no, în 101 cazuri, soția. În minus, un caz bărbatul. Vin la fratele Păstor și spun, uite, suntem în criză cu familia, vă rog frumos să stați de vorbă cu noi. Și fratele Păstor întreabă pe, o întreabă pe dumnezeu, pentru ce ați vrut să vorbiți cu mine? Frate, nu mai mă iubește. Și Păstor îl întreabă, frate, cu tare, e adevărat că nu mai iubești. Da. da. Da? Da. Dar de ce nu mai iubești, frate? Pentru că nu mă respectă. Nu te respect? Sori e adevărat că nu-l respecti? Da. Da? Da, de ce? De ce nu-l respecti? Păi nu mă iubește. Deci el nu iubește că ea nu-l respectă și ea nu-l mai respectă că el nu iubește. Ok. Acum, dumneavoastră, dacă ați fi păstorul, ce sfat le-ați da? Că fiecare are dreptate, în timp ce niciunul nu are dreptate. Acum, eu nu mă refer la sfaturi ca să scăpați de ei, eu mă refer la un sfat ca să funcționeze, să miște lucrurile, să-i aducă înapoi. La un astfel de sfat mă refer eu. Ce le-ați le spune? Adevărul este că orice le-ați spune este egal cu zero. Pentru că ei care au ajuns aici nu vor fi în stare să se mai întoarcă înapoi. Ceea ce trebuie făcut este ca unul dintre ei să renunțe la dreptul lui de a primi în cazul ei dragoste și în cazul lui respect. Și el să spună așa, ok, văd că familia noastră e în criză. Copiii noștri s-ar putea să rămână fără părinți. S-ar putea să ne despărțim și să ne facem de rușine, să ne pierdem mântuirea. Încerc să-i să deschid ochii la femeia mea. Eu acum vorbesc cu mintea bărbatului. Încerc să-i deschid mintea la femeia mea, dar ea nu vede decât pe ei. Tot cu nemulțumiri în capul meu. Ok. De astăzi înainte, eu o să o iubesc fără să mai aștept ca ea să mă respecte. Dar de ce vei face așa? Pentru că mie Dumnezeu mi-a poruncit să o iubesc fără condiția de a fi respectat de ea, ci doar să o iubesc pe ea. Nu ea mi-a cerut să o iubesc, Dumnezeu mi-a poruncit să o iubesc. Eu trebuie să o iubesc fără nicio condiție. Eu am nevoie să fiu respectat, că mai ușor iubești o femeie când te respectă decât una care niciodată nu-i destul. Orice-ai face tot rău e. Cum poți să o iubești pe asta? Păi, așa cum poți să faci orice lucru greu. Atunci când există un bărbat, un soț, care spune de astăzi înainte, accept să trăiesc restul timpului fără respectul soției mele, iubind-o, doar pentru că asta este datoria mea, doar pentru că familia mea trebuie să nu ajungă la divorț, doar pentru că vreau să merg în cer. Sau invers, soția spune, mă, m-am certat o grămadă de ori cu el, nu înțelege, o ține pe-a lui, îmi dau seama că dacă lăsăm lucrurile așa, ne vom despărți, vom ajunge și noi ca mătușa sau cine știe ce exemple dă. Așa că vreau să iau o decizie astăzi care mă expune foarte mult, care mă face foarte vulnerabilă, dar vreau să stau în spărtură pentru familia mea. De astăzi înainte, o să-l respect, o să-i fiu supusă, fără ca să mă aștept să mai mă iubească. Ăsta este singurul mod care, se poate rup, care poate să rupă acest ciclu al nebuniei. Că așa se numește ciclul ăsta. Ciclul nebuniei. E ca o roata de la mașină, când pleci de pe loc se învârte încet și după aceea din ce în ce mai repede, din ce în ce mai repede, din ce în ce mai repede. Nu poate opri decât unul dintre cei doi sos, cel care este matur, cel care are mai multă minte, mai mult discernământ, mai multă judecată, mai multă demnitate, cel care are mai mult Duh în el și mai mult Dumnezeu. El își va asuma să trăiască vitregit de ceea ce soția îi, îi este datoare sau soțul îi datorează, dar va face lucrul acesta pentru protejarea familiei, pentru onoarea familiei, pentru viitorul copiilor, pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea propriului Suflet. Ce fel de bărbat ar trebui să fie la care face așa? Oricum nu unul care odată vine la biserică și de două ori nu. Oricum nu unul care poate să stea două ore pe social media, dar nu poate să se roage cinci minute sau să citească un capitol din scriptură. Un astfel de bărbat. Nu are el nicio capacitate să ajungă aici. Să îngăduie în felul ăsta, da de unde? Trebuie să fii un mare om ca să poți îngădui așa ceva de fapt, un mic om. Frații mei, surorile mele, din punctul meu de vedere, orice bărbat poate să trăiască cu orice femeie dacă este un om pocăit. Un om matur în Hristos. Un om care e dispus să sacrifice pentru familia lui. Deși nu-i normal să trăiască așa, dar uneori te trezești lângă o persoană care ai crezut că este altfel și nu ai știut că este așa, te-ai căsătorit în grabă, te-ai îndrăgostit și nu te-a învățat nimeni ce trebuie să faci, te-ai trezit lângă o persoană care devine greu de suferit. Ce faci atunci? Vreau să ne pregătim pentru momentul de rugăciune și să încheiem întâlnirea noastră. Deja e destul de lungă, ați fost expuși la foarte multă informație și a stat acolo ascultând. Scumpii mei, avem o viață scurtă. Plină de muncă, plină de multă suferință, plină de multe despărțiri. Ne uităm la mama în sicriu, la tata, uneori la alții din familie și ne despărțim de ei. Și rămânem mai singuri, lângă cineva pe care l-am ales cândva, în speranța că o să ne iubească sau o să ne respecte. Și dacă chestia asta nu funcționează, atunci. Intrăm într-un mod unde trebuie să supraviețuim. Cum ne vom comporta acolo, în timpul ăsta? E ușor să dăm vina. E ușor. Fiecare poate să dea vina pe cineva. Dar dincolo de asta, mai suntem în stare să facem ceva? Eu sunt sigur că noi nu suntem genul de familie ca să ajungem în, în, într-o relație de căsătorie de felul ăsta. Dar cineva de aici s-ar putea să fie undeva în zona asta Alcineva trădat, vândut pentru o emoție de câteva minute. Nu știți dumneavoastră cine este omul de lângă dumneavoastră și nu știți lucrurile pe care el le ascunde cu multă durere. N-aveți de unde să știți. Noi ne amestecăm și discutăm și bârfim și judecăm, dându-ne cu părerea ca niște regi, fără să știm detaliile și adevărul despre o anumită situație și ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. De aceea n-ar trebui să vorbim de nimeni, pentru că noi nu știm ce s-a întâmplat. Nu știți dumneavoastră ce s-a întâmplat în dormitorul lor, în taina fiecărei vieți. Nu știți ce vorbe au fost, ce justificări, ce explicații. Nu avem de unde să știm. De aceea ar trebui să ne ținem gura. Să spunem doar atât, Dumnezeu cunoaște adevărul. Punct. Frașii și surori, ne naștem și suntem căutători de fericire. Căutăm fericirea în toate lucrurile. Ne alegem un tovarăș de viață și sperăm că ne va iubi doar pe noi sau ne va respecta doar pe noi până la sfârșitul timpului. Dar timpul ăsta numit viață, între căsătorie și moarte, uneori are surprize, mai mari sau mai mici. Cine e om poate să se adapteze la orice situație prin care trecem viață. Uitați-vă la o mașină care are un motor mic. Dacă mergi cu ea pe autostradă, trebuie să mergi foarte ambalat, la blană cu accelerația, pentru că are o picătură de motor săracul ca o drujbă și face o grămadă de gălăgie și de fum, dar deplasarea este foarte anevoioasă. De vorba de o mașină cu un motor mare, sigur că lucrurile astea sunt scumpe, atunci și dacă mergi cu 100 de km pe autostradă și mai apeși un pic pe accelerație, Zvâgnește pentru că are resurse. Întrebarea este, suntem noi niște oameni care avem resurse? S-ar putea să fim expuși cu tovară și de viață, cu copiii, în viața noastră, în anturajul familial, s-ar putea să fim expuși la lucruri dramatice, să dăm vina, să judecăm. Este foarte ușor. Dar ce facem noi pentru ca această problemă să fie rezolvată? Rugăciunea pe care vă, vă invit să o facem împreună este să hotărâm în seara asta un lucru doar, pe care accept, alegem în mod personal să-l schimbăm, pentru ca viața noastră de familie să primească mai mult, mai mult aer, mai multă culoare, mai multă frumusețe. Carmen, de-a lungul celor 38 de ani de când suntem împreună, mi-a tot cerut anumite lucruri să le schimb, pe care zicea ea, se cuvine să le schimb. Pe unele le-am schimbat, probabil pe cele mai multe. Pe unele de milă, pe altele de silă, pe altele de gura ei, pe altele de gura mea, însă nu le-am schimbat pe toate, că som nu știu cât voi mai trăi eu de acum încolo, cam am 60 de ani în perioada asta. Mulțumesc la fel. Sunt conștient că încet, încet ne ducem încolo și cândva, undeva în viitor, se va sfârși. Dacă îi cumpăr un buchet de flori, e foarte important pentru ea. Dar un buchet de flori e un buchet de flori, nu schimbă nimic în viața noastră. Însă eu în seara asta, în timp ce dumneavoastră sunteți acolo și eu aici, eu dacă sunt om, îmi pot aduce aminte de lucrurile alea pe care ea mi le-a cerut. Și eu fac asta aici cu speranța că și ea acolo face același lucru. Și mă gândesc, îmi aleg un lucru pe care ea așteaptă de mult să-l fi schimbat și ar fi trebuit schimbat și eu nu l-am schimbat. Conferința asta de familie nu este pentru ca dumneavoastră să primiți informații. Google-ul e plin de informații. Putea să stați acasă cu o cană de ceai în mână, înfășurați în pătură și să primiți informații până nu mai le puteți ține minte. Frumusețea, nevoia acestei conferințe, oportunitatea acestei conferințe, măreția ei, stă în faptul că ești într-o într atmosferă de emoție care te predispune să stai în fața Domnului și să iei o decizie care va fi un plus pentru viața dumitale de familie. Hotărăște să schimbi un lucru. Care este acela? Unul singur, pe cel mai grav, pe cel mai reclamat, pe cel care a provocat cea mai multă ceartă. Fă o investiție în, în familia dumitale, fă o investiție, fă un efort, fă un dar familiei dumitale, fă-o pentru, pentru onoarea dumitale, fă -o pentru binele copiilor, pentru modelul de părinte cu care să crească fata mea sau băiatul meu, nepotul sau nepoata mea. Într-o zi voi fi pomenit, cum? Ce vor spune copiii care m-au văzut, cum mă comport eu când sunt în pijamale? să nu m-ați văzut niciodată în pijama, iertați-mi exemplu. Am vrut doar să spun că sunt lucruri intime pe care alții nu le văd. Cum sunt eu acolo? Cum sunt eu atunci? Acum aici când sunt la cravată par cel mai bun. Dar asta e doar un rol ce fac eu acum. Când mă duc acasă, e un alt rol. Cum sunt acolo? Aici sunt politicos, vorbesc frumos. Să aici atâția oameni, doar nu mă face de rușine. Dar cum mă compor când ajung acasă? Mai ales nu ca acțiune, ci ca reacție. Aș vrea să avem un moment de rugăciune și să stăm în fața Domnului și să ne gândim, Doamne, eu care mă simt așa de nedreptățit, mă simt atât de nefericit, îmi pare rău că am făcut o alegere așa de proastă, îmi pare rău că n-am ascultat de mama sau de tata, mă îndreptățesc, mă auto-îndreptățesc, Totuși în seara asta aș vrea să fac o investiție în familia mea și să hotărăsc să intervin cu un lucru care depinde de mine, alegând, alegând din proprie inițiativă, să schimb asta. Știu cu siguranță că va aduce un plus relației noastre, că va fi un fel de resuscitare. S-a făcut 8 uh, jumate. Zilele trecute am citit ceva ce m-a umplut de uimire. Ați observat că atunci când uh, suntem foarte obosiți și adormim instantaneu, așa, când clipim așa, adormim, ne, ne fură somnul, la un moment dat ne speriem. Și am citit științific cum se explică treaba asta. Deci vă vine să credeți. Când noi adormim neobișnuit de repede, nu ca atunci când ne punem capul pe pernă, creierul crede că am murit. Și. El lucrează, are capacitatea și să distribuie curentul, că inima noastră funcționează ca un delcou cu curent. Și atunci ne, ne dă un, un, un impuls electric pentru ca să ne trezească. Pur și simplu m-am mirat ce deștept a fost Dumnezeu, încât a creat atâtea opțiuni pentru ca să întrețină viața. Iar eu sunt gata să-mi bat joc de ea. Dăm vina pe nevastă mea, și ea vina pe mine. Nu vorbesc despre noi ca despre o realitate, ci vorbesc despre noi toți care suntem aici. Oamenii lui Dumnezeu, o singură dată trăim, profitând de harul de a fi fericiți sau târându-ne de azi pe mâine, plin de resentimente, de ură, de ceartă, dormind spate la spate și vai, vai, vai. Vă cer în această seară să înțelegeți că eu nu vă pot ajuta cu nimic eu nu am acces în casa dumneavoastră și nu am ce căuta acolo, dar dumneata ești acolo. Ești la fel ca mine, un bărbat care poți să schimbi lucrurile. Ești un bărbat peste care a coborât Duhul lui Dumnezeu cândva. Ești un bărbat în care lucrează Scriptura și în seara aceasta te vei duce înapoi acasă. Fă o alegere în mintea dumitale. Fă o alegere. Alege să te porți altfel. Alege să-ți dezvolți caracterul ca să poți răbda. Alege să oferi fără să mai pretinzi. Hristos n-a pretins nimic, doar a dat. Și a venit vremea să limităm. Haide să ne ridicăm la rugăciune. Haide să ne rugăm. Duhul Domnului să fie peste noi. Amin.